Mulțumesc, Cătălin! Dacă se îndreaptă vremea, șoferii trebuie să-și amintească în trafic și de motocicliști. Grupul SLOWRIDERS organizează mâine un marș de atenționare a șoferilor pentru a se reduce pe cât posibil numărul accidentelor rutiere în care victime sunt cei pe două roți. Ce se va întâmpla mai exact la eveniment, discutăm chiar acum cu participanții, pasionații de motoare. Printre ei se află și colegul nostru, Stelian Muscalu, într-o ipostază în care nu l-ați mai văzut. Stelian, bună dimineața! Vorbim despre economia în trafic, acum înțeleg. Putem spune și așa. Bine ai venit, bine ați venit. Prezintă-ne, te rog, pe ceilalți colegi ai tăi din SLOWRIDERS. Bine, v-am găsit foarte pe scurt. Schijă, Americanu, Vali, Dana, Răzvan și Gabi. Vedeți la Gabi acolo în piept, scrie prist. El chiar este preot ca o pată de culoare a grupului și el probabil ne ajută și ne protejează în trafic, fiindcă traficul din București, din păcate, este o junglă. Bună dimineața tuturor, așadar. Bine, ar trebui să vă fac așa, știi, teoretic, să ne salutăm cum vă salutați voi. Care este ideea? Ce se întâmplă mâine mai exact? Și de ce se întâmplă? Am plecat de la ideea următoare. Dalai Lama spunea la un moment dat că în momentul în care vrei să schimbi lumea, trebuie să începi cu tine. Noi am început cu noi. În primul rând, noi suntem mai atenți la ceea ce se întâmplă în trafic și apoi încercăm să facem ceva și pentru ceilalți colegi, ceilalți prieteni, ceilalți tovarăși participanți la trafic și ne referim aici la motocicliști. Nu mai stăm să așteptăm, hai să vedem cine face și ce face pentru a ne salva viețile. Pentru asta am făcut un prim pas de atenționare a șoferilor, respectiv acest marș. Dacă aș ieși eu singur în trafic, probabil că aș fi invizibil pentru șoferi. În momentul în care ne vom strânge 30, 40, 50, 60 de oameni, depinde cum ne va ajuta și vremea, cu certitudine în momentul acela vom deveni o entitate vizibilă în trafic. Va fi momentul în care vom putea să-i atenționăm pe șoferi prin aceste sticăre pe care le vom împărți și dăm voie să încep campania chiar aici în studio, oferindu-ți un astfel de sticker, da? Și vom reuși să tragem un semnal de alarmă că suntem acolo. Asta este un prim pas. Următorul pas va fi evident și de responsabilitatea motocicliștilor, fiindcă în general toată lumea spune șoferii, conservarii nu sunt atenți, dar trebuie să ne uităm că întotdeauna adevărul se află undeva la mijloc și problemele sunt și la unii motocicliști. Voi sunteți cu niște motociclete care nu prea fac probleme în trafic, dacă putem permit, spune așa, de aici viteza, numele, nu ne dorim. Noi mergem din pasiune, din plăcere, nu neapărat din dorința de a ne satisface acea cantitate de adrenalină de care au nevoie în general cei care și-au motoarele de mare viteză. Asta nu înseamnă că nu sunt și ei colegi de-ai noștri și asta nu înseamnă că nu ne gândim la ei și asta nu înseamnă că nu vom face, așa cum am spus un pic mai devreme, acțiuni de responsabilizare a lor. Vor fi pași următori, vor fi niște acțiuni în viitor pe care le vom face cu poliția și la care sperăm ca și Digi24 să fie alături de noi. Care este traseul? Despre organizarea evenimentului o să-l rog un pic pe Valentin să vorbească. O să începem traseul din casa noastră, cum îi spunem, între ghilimele de rigoare, situată undeva la intrarea în Stadionul Național de pe Maior Coravu, chiar la Rond, îi spunem la Rond. De acolo o să plecăm împreună cu poliția, va fi o paradă legală din toate punctele de vedere. Plecăm cu poliția pe un traseu, zicem noi, destul de bine definitivat din București, să fim foarte bine văzuți, și anume Decebal, Splaiul Unirii, Splaiul Independenței, urcăm înspre Arcul de Triumf, mergem la Ikea, acolo ne întoarcem și revenim undeva în Piața Victoriei. Se pot alătura pe parcursul traseului motocicliști sau trebuie să vină toți de la început? Cu siguranță Noi am vrea să plecăm cu toții de la Rond. Dacă se vor alătura pe parcurs, sunt bineveniți. Cu condiția să respecte regulile pe care le vor vedea la fața locului, se merge regulamentar, nu se fac depășiri aiurea, se merge doar pe banda întâi, se respectă toate regulile de circulație, fiindcă asta este ideea de responsabilizare, atenționare Invitați și responsabilizare. Invitați toți motocicliștii sau doar cei care au astfel de motociclete? Și toată cei cu lumea este binevenită. Pot veni? Toată. Până la urmă, știi, se spune, în momentul în care mergi pe patru roți, îți muți corpul. În momentul în care mergi pe două roți, muți sufletul, spiritul. Nu contează că ai o vitezană, că ai un chopper, că ai un cruiser. Ești motociclist. Toată lumea este binevenită la un astfel de marș. Îmi vorbeam mai devreme despre o pată de culoare, preotul din grupul vostru, viitorul preot. Mai văd o pată de culoare și la propriu și la figurat. Este o doamnă aici, lângă noi. De unde pasiunea pentru motociclete? Nu pot să nu te întreb. Și de unde pasiunea pentru aceste motociclete? Nu știu, probabil că dorința de libertate și motociclismul îți dă o încredere mult mai mare în tine ca persoană. Și ce aș vrea eu să mai precizez, să completez la ceea ce deja ai observat, aici suntem doar o mică parte a grupului SLOWRIDERS și Dana este reprezentanta sexului frumos, dar sunt mult mai multe fete în acest grup. Deci suntem un grup open mind și deschis către noi.
Steluț, mulțumesc, vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți vreme bună mâine, că asta este cel mai important, în primul și în primul rând. E foarte important. Doamne ajută. Mulțumesc. Vă mulțumesc mult de tot. Continuăm.